Склоняюсь пред Тобою, любящий Господь. Хочу отдать всю жизнь мою Тебе, ведь Ты мой Бог. Все тайны сердца моего я приношу Тебе. Ты видишь жизнь мою, и все Ты знаешь обо мне. Всем сердцем я хочу узнать Тебя и жить здесь так, чтобы Тебя любя всю жизнь отдать. Тебе лишь одному Тебя здесь прославлять, пока живу. Что в этой жизни нужно мне, дается лишь Тобой. Быть верной, помоги Тебе взирать на образ Твой, доверить жизнь свою и знать, что все в Твоих руках. Принять, что даром Ты даешь, и победить свой страх. Хочу знать Тебя и жить здесь так, чтобы Тебя любя всю жизнь отдать. Тебе лишь одному Тебя здесь прославлять, пока живу. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea. Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie, înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Vă spun un bun venit în această seară la închinare și mă bucur că ați ales să fiți aici și cu siguranță îngerii din cer care ne acompaniază și Dumnezeu care este prezent aici în mod cert se bucură ca să ne vadă pe fiecare dintre noi aici și vrea ca în această seară să-i predăm inima. Și nu numai în această seară, ci în fiecare zi. Mulțumim Alinei și lui Iana pentru cântecul frumos pe care l-au interpretat. Am primit și eu un pont. Ideea de bază era Te iubesc, Doamne. Cam asta vreau să transmită mesajul. Un mesaj foarte frumos și cred că e un răspuns la tot ceea ce face, sau ar putea fi un răspuns la tot ceea ce face Dumnezeu pentru noi. În continuare, în această seară îl vom asculta pe fratele Laurențiu Moț, care se află deja la a treia prezentare din această serie și titlul este unul foarte intrigant, dacă sunteți foarte atenți la el. Când cerul e pământul, ca să fiu și mai sigur că sunt nuluit, spune felul următor tema din această seară: când cerul e pământul și Dumnezeu e omul. Haideți să vedem ce se întâmplă când se inversează rolurile acestea și cu siguranță fratele Laurențiu Moț ne va lumina și ne va duce pe calea cea bună. Domnul cu dumneavoastră!
E o binecuvântare să fim împreună. Vă reamintesc că scopul seminarului este să aducă puțină explicație, puțină lumină pentru cei care nu sunt studenți la teologie, nu sunt pastori, nu sunt teologi și nu au această, eu știu să zicem, căutare specială pentru textul biblic, mai ales pentru cel încălcit. Titlul din această seară este formulat ca să exprime o categorie de oameni despre care vorbește porțiunea de Apocalipsă pe care o să studiem în seara aceasta. Noi o să vorbim despre ce este în cercuit, despre cele șapte trâmbițe. Este a treia secțiune mare a cărții și aceste trâmbițe, pe foarte scurt, reprezintă niște judecăți care se întâmplă pe pământ după ce sună un înger din trâmbiță în cer. Se întâmplă ceva rău aici pe pământ și cei care pătimesc, care suferă de pe urma ceea ce se întâmplă, au un titlu, se numesc locuitorii pământului. Foarte simplu, locuitorii pământului. Și e vorba de această categorie pe care am încercat să o surprind în titlu, a celor care, pentru care cerul este aici pe pământ, ei n-au o perspectivă a vieții viitoare și de asemenea Dumnezeu nu există. Ei sunt centrul vieții sau al existenței. Bun, aș vrea să lămuresc câteva lucruri generale cu privire la cele șapte trâmbițe. Apropo, e vorba de capitolele 8, 9, 10 și 11, cam mult pentru 30-35 de minute, dar o să facem doar așa o trecere în revistă. Deci, o să vreau să aflăm împotriva cui sau către cine se îndreaptă aceste trâmbițe, aceste judecăți, pe ce perioadă și care e semnificația lor. Am o întrebare în primul rând. Trâmbițele lovesc biserica sau lumea? Dacă te uiți în Vechiul Testament, citești texte precum: sunați din trâmbiță în Sion, adică în Ierusalim. Sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Când citești un text de felul acesta, sunt și altele, tragi concluzia că trâmbița sună împotriva poporului lui Dumnezeu, pentru că e vorba de Israel, de Sion, de Ierusalim, când nu este credincios. Numai că dai și de alte texte, precum sunați din trâmbiță printre neamuri, pregătiți neamurile împotriva Babilonului. Aici nu mai e Israel, e un popor vrăjmaș lui Israel, împotriva căruia de asemenea sună trâmbița. Deci, care e răspunsul la întrebarea? Trâmbițele lovesc biserica sau lumea? Adică biserica, să zicem, necredincioasă, da? Sau lumea? Pentru răspuns ar trebui să ne uităm în cartea Apocalipsei, da? Deja v-am anticipat eu ceva din titlu, dar haideți să ne uităm puțin. Ne uităm mai întâi în partea dreaptă de tot, dreapta. De la dreapta la stânga, ca în ebraică, da? Ca în Vechiul Testament. Deci, în capitolul 8, versetul 13, apare un vultur. O să vorbim puțin despre el mai târziu. Și el zice, vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina ultimelor trei trâmbițe. Asta e mesajul. Și în capitolul 11, cu versetul 10, nu se vede că e un pic micuț, citim tot așa că împotriva locuitorilor pământului sună trâmbițele acestea. Ei, asta ne face să ne întoarcem puțin în timp și acum ne întoarcem la stânga de tot. Am vorbit despre asta la un moment dat, când am discutat despre cele șapte peceți, că este la un moment dat în capitolul 6, versetul 9, o rugăciune adresată simbolic de către martiri, cei care au murit, care au plătit cu viața pentru credința lor și care spune așa rugăciunea aceea: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, drept și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Apare din nou expresia asta, da? De fapt, pentru prima dată. Împotriva locuitorilor pământului. Imediat acolo nu li se dă un răspuns concret sau final, li se spune să mai aștepte puțină vreme, ceea ce înseamnă că urmează la un moment dat să primească un răspuns. Și în capitolul 8, versetul 3, găsim că la rugăciunile Sfinților se adaugă niște tămâie, e o scenă din sanctuarul ceresc,
Și imediat după aceea încep să sune trâmbițele. Concluzia pe care o trag unii cercetători este că e o legătură între aceste lucruri. Adică martirii se plâng până când zăbovește Dumnezeu să le răzbune sângele, să le facă dreptate față de locuitorii pământului, apoi urmează rugăciune plus tămâie și apoi sună trâmbița împotriva locuitorilor pământului. Trâmbițele, că-s mai multe, da? Ceea ce îi face pe unii să înțeleagă că, de fapt, ținta, și acum ne ducem la titlul de sus, ținta trâmbițelor sunt locuitorii pământului, dar în mod special cei care sunt ostili, cei care persecută, da, poporul lui Dumnezeu. Mergem mai departe ca să ne ocupăm un pic și de semnificație. Apoi a venit un alt înger, citim în 8 cu 3 și 4, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunea tuturor sfinților pe altarul de aur, care este înaintea tronului. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Aș avea o întrebare. Nu e suficient să te rogi ca să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea? Scena aceasta spune că se adaugă tămâie multă la rugăciunile pe care le facem. Și dintr-o dată, sigur, asta ne-ar duce către Vechiul Testament. Aveți aici două imagini combinate, da? Preotul care se ducea înaintea lui Dumnezeu cu tămâie, poporul se ruga afară și se combinau cele două și Dumnezeu răspundea la rugăciune. În esență, ni se sugerează aici implicit că, într-adevăr, nu sunt suficiente rugăciunile astea ca să ne asculte Dumnezeu. Cine suntem noi să ne asculte Dumnezeu pe noi? Sau pe oameni în general? De fapt, nu pot să fac demonstrații acum, dar vă spun că ideea principală a acestei tămâi este că rugăciunea mea, la rugăciunea mea se adaugă ceva care o face deprimit înaintea lui Dumnezeu. Și aici ne referim firește la intervenția lui Iisus ca preot pentru noi. Adică Ellen White câteodată zice că el preia rugăciunile noastre și le rostește ca și cum sunt ale lui. Vă dați seama cum sună asta? Sună foarte puternic. Adică noi ne rugăm în limbajul nostru, cum ne pricepem noi, pentru ce credem noi că e bine, Iisus preia cuvintele alea și le rostește înaintea Tatălui ca și cum sunt de la El. Sună altfel, nu-i așa? Scena generală înseamnă, până la urmă, mijlocire. Că cineva acolo sus mijlocește, chiar și pentru cei răi, chiar și pentru cei răi, dar în mod special pentru cei buni. Și pentru asta aș vrea să vă dau o ilustrație contemporană. Nu știu dacă vă este cunoscut episodul sau, să zic, seria aceasta de YouTube, cred că este, nu știu dacă este și pe TV, care se numește Caught in Providence. Providence este o localitate baptistă fondată cu multe sute de ani înainte, cred că peste 300 de ani, în Statele Unite. Chiar am fost o dată acolo întâmplător, împreună cu fratele Adi Petre. Și acolo, dar nu la evenimentul acesta, la un eveniment teologic, și acolo se întâmplă că există acest judecător de origine italiană, Frank Caprio, are vreo 85 de ani, și își filmează procesele. Deci el are procese probabil zilnic, cu oameni care încalcă legea la nivel civil, nu din astea penale, da? Nu infracțiuni penale, dar infracțiuni civile. De exemplu, trece pe roșu și l-a prins camera. Și primește citație, vine la tribunal și trebuie să răspundă judecătorului pentru fapta lui și să plătească. În aceste episoade se vede foarte des că acest domn în vârstă nu e doar un judecător. Este un om pe care îl interesează situația omului care a căzut, care a greșit. Și o să vedeți, dacă vă uitați de curiozitate, că sunt situații în care bagă el mâna în buzunar și plătește pentru amenda celui care trebuia să plătească. Sau omul are bani, omul care a greșit are bani și poate plăti singur amenda, dar n-ar putea să plătească toți banii odată. Și îi spune, ok, cât poți să plătești pe lună? Și el spune, 50 de dolari. Plătești 20, e bine? În fiecare lună 20, până când îți plătești datoria sau, mă rog, paguba pe care trebuie să o plătești. Ideea este, pe scurt, că omul îndulcește pedeapsa. Uneori o anulează chiar. Adică intervine, este ca un judecător care este și avocat în același timp. E o ilustrație, să zicem, contemporană a ceea ce ar
este la o scară mult mai largă, mult mai profundă, misiunea Domnului Iisus în sanctuarul ceresc, pentru călcătorii legii. Da? Deci trâmbițele astea se întâmplă în contextul în care, cineva acolo sus totuși intervine. Da? Este un avocat. Pe scurt, sunt 7 trâmbițe, există har și mijlocitor în timpul primelor 6, dar la finalul scenei n-am citit textul, dar vedeți în imagine jos că îngerul aruncă cărbunii aprinși în jos, spre podea cum ar veni, dar de fapt le aruncă spre pământ. Aceea reprezintă finalul, faptul că la un moment dat în trâmbița a 7-a nu se mai mijlocește pentru locuitorii pământului. Repede acum, trâmbiță cu trâmbiță. Primele 4. Citesc. Și au venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Asta e textul. Rețineți că lucrul acesta se întâmplă pe pământ, am subliniat, da? Pe pământ. Deci, în esență, grindină, foc, sânge și se arde a treia parte. Lucrul acesta ne face să ne întoarcem la o declarație pe care a spus-o Domnul Iisus, Ioan Botezătorul, undeva la începutul misiunii sale, care sună astfel: securea așteaptă deja la rădăcina pomilor. E traducerea EDCR, dacă nu vă este cunoscută. Orice pom care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc. Rețineți că despre asta s-a vorbit și anterior, da? Arderea copacilor, arderea ierbii. Deci, Ioan Botezătorul a declarat așa, vine Iisus, mă rog, nu a spus-o aici, dar asta era ideea, și este un ultimatum pentru poporul său, pentru poporul Israel. Ei au tot respins profeți, au tot respins mesaje de la Dumnezeu. Acum vine Fiul. Securea așteaptă deja la rădăcina pomului să vadă cum răspunde, cum răspund la mesajul Fiului. Și pentru că n-au răspuns, cum zice mai departe, orice pom care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat în foc. Și există cercetători adventiști care văd în prima trâmbiță judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel, Israelului necredincios, care l-a respins pe Iisus și care a și persecutat biserica. Sunt primii persecutori ai bisericii. Trâmbița a doua. Ceva ca un munte, sună al doilea din trâmbiță, da, asta n-am mai pus pe ecran, ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile vii care erau în mare au murit. Și a treia parte din corăbii au fost distruse. Deci rețineți, acum nu mai suntem pe pământ, suntem pe mare. Și un munte mare de foc aprins este aruncat în apa aceasta și apa se face sânge și mor oameni, se distrug corăbii. În Ieremia, capitolul 51, versetul 25, Babilonul este denumit munte nimicitor. Și se spune despre el că muntele acela va fi prăvălit de la înălțime și prefăcut în munte aprins. Deci, la acest episod face aluzie Ioan în trâmbița a doua, numai că el nu trăiește în secolul 6 înainte de Hristos, când era Babilonul pe hartă, ci trăiește în secolul 1 era noastră. În era noastră, în secolul 1, printre unii scriitori, Babilonul era un nume de cod pentru Roma, știți? Pentru că aceste scrisori puteau să fie interceptate și nu era bine să fii prins că ești contra regimului, nu? Și atunci unii scriau Babilon ca să se refere la Roma. Ceea ce îi face pe unii să înțeleagă că aici, în trâmbița a doua, se vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra persecutorilor romani care au persecutat biserica. Observați că nu sunt date fixe, date exacte, da? Cu prima excepție, mă rog. Sunt secole, perioade.
Aveți acolo câteva lucrări de care spuneam, în care se folosește numele Babilon pentru Roma, chiar și în Noul Testament, în 1 Petru 5 cu 13, sunt unii, apare numele Babilon și unii cred că e vorba despre Roma, de fapt. A treia trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare care ar da ca o torță. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că se făcuseră amare. Deci o stea mare care cade de data aceasta nu pe pământ, prima trâmbiță, nu pe mare, a doua trâmbiță, ci peste izvoarele apelor, râuri și izvoarele apelor. Aș vrea să vă spun că imaginea amarului se găsește în câteva locuri în Vechiul Testament și probabil că cel mai bun context este Ieremia, capitolul 23, de asemenea și în capitolul 9. Acolo citim așa, zice Domnul despre proroci. Iată, îi voi, prorocii falși, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegirea în toată țara. De asemenea, în capitolul 9 apare din nou imaginea aceasta a unei ape otrăvite cu pelin. Acolo însă contextul este că îi voi risipi printre neamuri pe evrei. Și de aici plecând, aveți în imagine planta respectivă, absint. Se face alcool din ea, un alcool de culoare verde și care e toxic. Unii văd aici o altă perioadă a istoriei bisericii, secolele 6 la 10, când apar în biserica noastră erezii, apropo de profeții falși de care vorbește Ieremia, apar religii noi, cum este islamul. De asemenea, creștinii, mai ales în zona vestică, au probleme cu popoarele barbare, care, odată ce au dărâmat Roma, încep să conducă zona aceasta a Europei. Și n-a fost deloc ușor. Au fost și lupte politice în perioada aceasta între împărat, diferiți împărați care luau puterea, și papă. În orice caz, rețineți imaginea apelor otrăvite, care în esență înseamnă lipsa Evangheliei sau, mă rog, Evanghelie poluată, diluată, dacă vreți, da? În contextele acestea cu erezii, cu religii noi, cu ocupanții barbari ai Romei, Evanghelia aia curată a apostolilor s-a otrăvit. Trâmbița patra. Și a treia parte din soare a sunat, al patrulea a sunat din trâmbiță, și a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele au fost lovite. Ca să se întunece a treia parte din ele, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Ați observat aici un traseu, pământ, mare, izvoarele apelor, soare sau luminători. Cu alte cuvinte, întreaga planetă sau creația noastră de aici. Ce e cu soarele, luna, stelele, cu întunecarea lor? Întunecarea luminătorilor în sens figurat e folosită în Vechiul Testament și vă ofer trei exemple. În Ezechiel 32 zice, din pricina ta voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste toată țara. Semnificația figurată a tabloului acestuia înseamnă robie. De asemenea, în Mica, capitolul 3, citesc textul, din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, iarăși în sens figurat, fără vreo vedenie de la profet, înseamnă întuneric spiritual. Sau, dacă mă gândesc la Amos, capitolul 8, 9, 10, 11, 12, zice, voi întuneca pământul, ziua în amiaza mare. Și apoi spune la final, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Înseamnă că întunecarea aceasta mai înseamnă și, sau se exprimă și lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Unii văd aici perioada de după, văd că nu mi-apare pe ecran, secolele 10 la 15 din istoria creștină, unde avem câteva evenimente importante care pot să exprime acest întuneric spiritual sau lipsa cuvântului.
E vorba de faptul că, de exemplu, Scriptura nu era accesibilă pentru omul de rând. În această perioadă se rupe ortodoxia de catolicism. În această perioadă învățătura teologică devine foarte, foarte lipsită de gust. Este ceea ce ofereau scolasticii, da, în perioada aceea. Tot în această perioadă avem cruciadele, da? Când Scriptura era folosită ca pretext pentru bătălie. De exemplu, știați de ce erau trimiși cruciații, printre altele, în luptele acestea pentru cucerirea Ierusalimului. Ierusalimul fusese luat de islam, de puteri islamice, da? Și trebuia recucerit. Dar știți care era motivația biblică? Păi, motivația biblică era următoarea, că e bine ca Noul Testament să te găsească, pardon, ca sfârșitul lumii să te găsească în Ierusalim, într-un Ierusalim creștin, deci hai să luăm înapoi. Și nu uitați că în Ierusalim trebuie să manifeste și Antichristul, spuneau, mă rog, teologii vremii. Și atunci trebuie să îl cucerim neapărat, ca Ierusalimul să fie creștin, Antichristul să se manifeste acolo, în sfârșit, să fie cucerit, să fie dat jos și până la urmă să ne găsească sfârșitul lumii acolo. Asta e perioada. Tot în această perioadă avem ciuma neagră, sau moartea neagră, cum a mai fost numită, da? Care a măturat, a curățat Europa. Au murit oameni foarte mulți în perioada aceea. Și oamenii aveau sentimentul că e un întuneric peste tot, în sens spiritual, nu știau ce se va întâmpla. Credeau că trăiesc sfârșitul lumii. În acest punct se întrerupe succesiunea trâmbițelor, pentru că apare vulturul de care am vorbit la început, care textul spune așa, m-am uitat și am auzit un vultur care zbura în înaltul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță, ale celor trei îngeri, care urmează să sune. Adică ce a fost până acum a fost blând, urmează ceva mai rău. Trâmbițe la 5 și a 6. Aici n-am să mai citesc text pentru că e lung textul. Apocalips 9 cu 1 la 11. Dar uitați-vă puțin la imagine. Am să vă explic prin intermediul acestei picturi. Sus în dreapta vedeți o stea. Așa începe pasajul. Că o stea cade din cer pe pământ. Vedeți, steaua cade de sus jos. Și zice că acestei stele i s-a dat cheia fântânii adâncului. Deci, nu e o stea, nu e un astru, din moment ce i s-a dat o cheie pe care o poate mânui. Ce sunt stelele în Apocalipsă? Chiar în capitolul 1 zice că Iisus ținea în mână 7 stele, care sunt îngerii celor 7 biserici. Sigur, în sensul acela, în contextul acela, sunt mesagerii sau prezbiterii bisericii, conducătorii bisericii. Dar rețineți că în Apocalipsă, steaua, o stea, reprezintă un înger. Da? Și în cazul acesta, așadar, este un înger care cade din cer pe pământ, îi se dă cheia fântânii adâncului, descuie adâncul și pentru că descuie adâncul, din adânc iese un fum negru ca fumul unui cuptor și din fum ies niște lăcuste. Și lăcustele acelea seamănă cu niște cai pregătiți de luptă. Aceasta e imaginea în esență. Hai să ne uităm puțin să înțelegem simbolurile. De la stânga la dreapta de data aceasta. În primul rând avem o stea care cade din cer pe pământ. Și steaua aceea care descuie fântâna adâncului este numită, sau personajul este numit la final, Îngerul Adâncului. Steaua aceasta este Satan, pentru că el este, să zic așa, in charge, s-ar zice în engleză, da? Este conducătorul adâncului. În Luca 8:31 e un verset aici, din care aflăm că demonii, atunci când erau dați afară de Iisus,
În mod normal ar fi fost să fie trimis în adânc. În Luca 8:39 avem o rugăminte disperată a demonilor, a îngerilor răi, adresată lui Iisus. Îl rugau stăruitor să nu-i trimită în adânc, pentru că acolo e un fel de închisoare a îngerilor răi. Deci, dacă aici în trâmbița a cincea se deschide fântâna adâncului, ce înțelegem de aici? Cine iese de acolo? Ce ies? Păi, ies cei care sunt acolo. Lăcustele alea nu sunt lăcuste. Nu sunt nici măcar cai pregătiți de luptă, sunt simboluri toate acestea. Reprezintă o armată, dar este o armată de demoni. De unde știm asta? Pentru că simbolul acesta al... mă întorc doar foarte puțin. Lăcustele astea, zice textul, că înțepau cum înțeapă scorpionul. Da? Și acum vin aici. În Luca 10, iarăși nu se vede referința că e ecranul un pic strâns, Luca 10:17-19, acolo găsim că cei 70 s-au dus în misiune, s-au întors foarte bucuroși. Cei 70 de ucenici, știți, s-au întors la Iisus foarte bucuroși și au zis: Doamne, până și demonii ne sunt supuși. În momentul acela Iisus face următoarea declarație: l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Și apoi le spune: v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului. N-am mai pus pe ecran. Peste toată puterea vrăjmașului. Așadar, din adânc ies niște lăcuste care seamănă cu niște cai pregătiți de luptă și care înțeapă ca niște scorpioni. Nu putem să tragem decât concluzia aceasta, că armata aia care iese din adânc este o armată de îngeri răi. Da? Spune textul mai departe, nu l-am citit, acum vă spun din această trâmbiță, că li s-a spus acestor lăcuste, acestor demoni, să nu vateme iarba, să nu mănânce iarba așa cum mănâncă o lăcustă de obicei, ci să-i chinuiască pe oamenii care n-au pecete, 5 luni. Asta e imaginea din dreapta, da? Deci, pecetea reprezintă protecție, dacă nu ești pecetluit, n-ai protecție. Și ceea ce se sugerează, adică ceea ce se transmite prin acest simbol, este aceste lăcuste produc un chin sufletesc, probabil, cel mai probabil, spiritual sufletesc, care durează 5 luni. 5 luni înseamnă 150 de zile. Dar numai că în Apocalipsă, de cele mai multe ori, cifrele astea trebuie transformate în ani, pentru că n-are niciun sens dacă le interpretezi așa. În Scriptură, 5 luni nu găsim decât la potop. 150 de zile au fost apele mari pe pământ. Deci are legătură cu judecata lui Dumnezeu, clar, și cu răutatea oamenilor. Dar mai concret, sau dacă vreți în istorie, o propunere pe care eu o fac este că cei 150 de ani ar putea să reprezinte, merg înainte, nu? Am parcurs primele 4 trâmbițe, este mâna a cincea și trebuie să trecem dincolo de secolul 15. E vorba de 150 de ani ai unei epoci care s-a numit barocă, da? 1600-1750. Perioada aceea are câteva caracteristici, dar în esență 4, mă rog, 3 am putea, că două sunt legate între ele. Mergem la colțul din stânga sus. Cea mai temută ființă în acea perioadă era vrăjitoarea. Vrăjitoarea. Da, erau persoane, femei, care se ocupau cu această îndeletnicire. Nu prea se știe, există mult mister în jurul lor. Multe dintre ele au fost omorâte degeaba sau ca țapi spășitori, dar erau destule dintre ele cu tot felul de practici din acestea magice, care nu sunt biblice. Da? Era cea mai de temut figură a epocii respective. În aceeași perioadă se dezvoltă raționalismul. În aceeași perioadă, dacă vrei să fii religios, dar totuși deasupra maselor, erai deist. Adică credeai într-un Dumnezeu, dar Dumnezeu e la el acolo, noi suntem aici la noi,
N-avem legătură. William Miller, de exemplu, unul din pionierii noștri, nu? A fost deist. Tocmai din pricina asta, că era elegant. Puteai să nu, nu ți era rușine să spui tu ești religios? Da, sunt. Dar sunt deist. Adică nu sunt superstițios ca masele. Eu nu fac rugăciuni prea des, nu mă duc la biserică. În acea perioadă, da? Aduceți-vă aminte că Trâmbița a cincea vorbește despre un chin de 5 luni, un chin sufletesc. Adică nu știi încotro să te duci. Și nu în ultimul rând, în acea perioadă se dezvoltă ceea ce s-a numit milenarism, de la mileniu. Adică aspirația, mă rog, ideea este mai veche, de la părinții bisericii, dar ea s-a stins prin secolul V. Și a reînviat acum, după 1000 de ani, 1200 de ani, da? Să zicem, 1100 de ani. Speranța că aici pe pământ o să fie foarte bine la un moment dat. Adică lumea s-a dezvoltat și o să meargă foarte bine și vedeți, epoca respectivă îți crea tot felul de sentimente contradictorii. Și probabil că nu întâmplător e descrisă în felul acesta de chin sufletesc. Penultima trâmbiță. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță și din cele patru coarne ale altarului care este înaintea lui Dumnezeu, am auzit un glas zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Cei patru îngeri care sunt legați sunt dezlegați și asta este ceea ce se vede. O armată de cai și călăreți, 200 de milioane, așa zice, de 20.000 de ori 10.000, le-a auzit numărul. 200 de milioane. Uitați-vă că e bine, imaginea e bine făcută. Capul cailor seamănă cu leii, din gura lor ieșea foc, cozile cailor seamănă cu niște șerpi, așa le-a văzut Ioan. Rezultatul este că o treime din oameni sunt omorâți de guri, de focul de care ieșea de pe gură și de mușcătura șarpelui din coadă. Mai mult ca sigur și sunt destul de mulți cercetători care văd aici practic doar o amplificare a trâmbiței a cincea, adică aceeași armată de îngeri răi merge înainte, au și mai multă libertate. În trâmbița a cincea doar au chinuit că nu li s-a dat voie să omoare, aici însă omoară în trâmbița a șase. Dar nu asta este impresionant, ci concluzia de la final. În capitolul 9, ultimele două versete, citim că ceilalți oameni care n-au fost uciși nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit de ce păcate? Închinare la demoni, deci demonii îi pedepsesc și ei continuă să se închine la demoni. Idolatrie, crimă, vrăjitorie, desfrâu, hoție. Deci au continuat să facă aceleași fapte. Această perioadă probabil că este perioada începând cu secolul XVIII până astăzi, până în prezent. O perioadă în care avem raționalism, evoluționism care a apărut între timp, marxism, secularism. Nu am timp să mă duc în toate acestea, dar sunt manifestări ale perioadei noastre prin care spiritul omului este ucis. Sunt și lucruri bune care au ieșit din raționalism, să fiți siguri. Dar destul de multe care n-au fost bune. Trâmbița șaptea. Al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său și el va împărăți în vecii vecilor. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să-i judești pe cei morți, să-i răsplătești pe robii tăi profeți, pe sfinți, și pe cei ce se tem de numele tău, pe cei mici și pe cei mari, și să-i prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Sunt trei verbe, vedeți, pe care le-am subliniat. A venit vremea, la final de tot, să judeci pe cei morți, tot răi, da? Judecată care are loc în timpul celor 1000 de ani. A venit vremea să-i răsplătești pe robii tăi, pe cei care ți-au fost credincioși. Și a venit vremea să-i prăpădești pe cei care au prăpădit pământul. Adică generația finală, când vine Iisus, pe cei răi. Mai departe, Ioan vede următoarea imagine. Vede că templul lui Dumnezeu din cer se deschide. Și acolo vede
chivotul legământului, pe care îl vedeți un pic, deși imaginea nu e foarte vie, în partea stângă. Vede chivotul legământului. Și ca urmare a chivotului, zice așa, templul lui Dumnezeu care este în cer s-a deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, cutremur și grindină mare. Rețineți simbolul chivotului, care nu poate altceva decât să ne trimită la legea lui Dumnezeu. Știți că astăzi, în vremea, în perioada noastră, există oameni care caută să fie morali, să fie etici, să facă bine, dar fără Dumnezeu. Aveți o carte recentă în ca exemplu. Good without God. Bine fără Dumnezeu. La întrebarea, există bine fără Dumnezeu, autorul cărții, un evreu agnostic, răspunde așa. Etica noastră provine din nevoile și interesele umane. Adică ne uităm la nevoile noastre și aplicăm un cod, ce e bine, ca să le împlinim, sau la interesele noastre. Adică nu avem nevoie de legea lui Dumnezeu ca să ne spună ce e bine și ce e rău. Și uite așa, trebuie să dăm dreptate prin intermediul Apocalipsei unui personaj al lui Dostoevski, Ivan Karamazov, care spune, dacă nu există Dumnezeu, atunci totul este permis. Adică nu mai avem un ghid foarte clar. Da, umaniștii spun, etica noastră se coordonează după nevoi. Dar care sunt acele nevoi? Sunt ele legitime? Nu? Aș vrea să închei cu următoarea declarație. Legea lui Dumnezeu, scrie în cartea Educație, la pagina 144. Legea lui Dumnezeu pronunță sentința de condamnare asupra fiecărui om care face răul. Se poate ca el să ne socotească glasul acela, să caute să acopere strigătul de avertizare, dar în zadar. Este urmărit de el. Acesta se face auzit, îi spulberă liniștea. Dacă nu îl ia în seamă, îl urmărește până în mormânt. Dă mărturie împotriva lui la judecată. Un foc nestins mistuie în cele din urmă suflet și trup. Știți, cele șapte trâmbițe vorbesc despre locuitorii pământului, nu despre noi. Nu e despre noi, e despre ei. Dar am sărit peste o porțiune de text despre care, de care o să ne ocupăm data următoare. Dumnezeu, totuși, nu vrea să lase locuitorii pământului în beznă. Vrea să facă ceva pentru ei. Și în sensul acesta, mesajul ăsta ne privește pe noi. Noi, ca depozitari ai legii, ca ascultători de lege, suntem predici pe stradă, predici între colegii noștri. Prin ceea ce ni se întâmplă și prin felul în care ne raportăm la legea lui Dumnezeu, vorbim altora. Altora care poate sunt doar locuitori pe acest pământ. Ei nu au interes pentru Dumnezeu, pentru ei cerul e aici, Dumnezeu nu există, dar suntem puși în lume ca să dăm în anumite momente mărturie despre cum ne raportăm noi la legea lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Tată Ceresc să fim credincioși și să promovăm valorile acestea ale lui Dumnezeu printre oameni. Amin.